Tragedie luni dimineața înainte de a se lumina de ziua. În jurul orei 7, polițiști au fost anunțați prin apel la 112 că pe raza comunei Cristești, la intersecția care duce spre Târgu Neamț pe drumul național 2, a avut loc un accident rutier mortal. După primele verificări, oamenii legii au constatat faptul că un bărbat în vârstă de 47 de ani, care ar fi vrut să traverseze strada, a fost acroșat de o mașină, iar apoi ar fi ajuns sub roțile unui tir. În această dimineață, în jurul orei 7, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apelul de urgență 112 despre faptul că pe DN2, pe raza localității Cristești, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate, a rezultat faptul că șoferul unui autoturism a fi acroșat un pieton. În urma evenimentului rutier, pietonul decede. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru ucidere din culpă. Au fost chemate la fața locului echipaje de la stațiile de ambulanță și pompieri din municipiul Pașcani. În prezent, ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Și la Lețcani a avut loc luni dimineața un accident mortal. O femeie în vârstă de 60 de ani a fost lovită de o mașină, dar de această dată șoferul nu ar fi oprit să vadă ce s-a întâmplat. În această dimineață, în jurul orei 7:30, polițiștii rutieri au fost sesizați despre un accident rutier mortal care a avut loc pe DN5-3, pe raza localității Lețcani. După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea. În cauză se efectuăză cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului rutier fără încuvințarea organelor de poliție. Lucrările pentru extinderea rețelelor de gaz metan în suburbiile municipiului Pașcani au adus și necazuri, nu doar bucurii. Asta deoarece în ultima perioadă nimeni din partea administrației locale nu a verificat ce a lăsat în urmă societatea care a câștigat contractele de execuție. Mai exact, acolo unde au fost îngropate țevile de gaz, lucrările de refacere a străzilor au fost făcute de mântuială. Șanțurile au fost acoperite superficial cu pământ și nu au fost acoperite cu prundiș. La scurt timp, sub roțile mașinilor au apărut gropi umplute cu apă după ultimele ploi. Pentru a putea ieși de pe stradă, localnicii au improvizat cu câteva scânduri un podeț. Imaginile sunt de pe strada Petru Rareș din suburbia Gâștești, înregistrate pe 11 decembrie. Nemulțumiți că primăria nu îi ajută, sătenii au solicitat intervenția prefectului. Deci dacă îți bagă o scântură de aia, îți vezi cât e de adâncă. Nu, dar, băi, fata, mi-a fac discuția să fii cu cât ați, mă, dar fără cât mă duc? Nu, dar fără cât mă duc? Nu, dar tu ești mai nu știu ce-a, băi, dar el îți țâni, băietul, băietul îți țâni. Încă îți mai duci. Dacă ridic ciorul ăsta, încă mă mai duc. Mai o leacă și îmi greșe toate. Aici îți spun, tati Maria. Maru. Eu salarii mari. Am făcut poze, stau făcut la poze. Oamenii pe aici. Pe aici. Bă, nu mai fac la voi. Rău dacă mă scăde acolo. Jale, ăștia nu mai știi jocul după tăi jur. La mine, în fața porții la Sălvica, acolo, uite, așa e un dâmpare. Și la mine e gaură, e făcut cum ești. Îmi vine băiatul acum acasă cu mașina, eu trebuie să iau pământ din poartă la ea, să-l dau la... Palastră, dar tu m-ați zis până aici, până la urmă, bag la tata, n-o crezi. Opa, așa, dar nu trebuie să mă filmezi. Bă, nu, da, nu-ți gata, dar e deja, e ușii. Bă, dai de joc, nic, nic nu faci. Știi să-i bați, atât, și să-i vii, să-i bătă. Dar în rest, să facă ceva... Da, cum te-ai bătă? Da, să fie și mai rău. Dar cum, poate să ajunge la asta? Da? Îi mulțumim prefectului pentru toate ce ai și faci pentru noi.
că noi plătim impozit și apa că îi mănâncă panii și noi nu facem aici, prin străzile astea nu facem nimic. Ei știu sufuri să trăiască tine și nimic nu realizează. Așteaptă foturi, de acum au trecut foturile. Nu mai are peste 4 ani, mai vede peste 4 ani, are la voturi. Iată. Frumos. Bine așa. Vă salut și la mulți ani. Și stați acolo în scaune și dorniți în continuare, că lumea muncește. Lumea muncește să trăiască și voi luați de bani. Schinarea noastră, trăiți bine. Problema a fost discutată și în cadrul ședinței Consiliului Local de la începutul acestei săptămâni. Consilierul PSD Ciprian Pintilie i-a cerut explicații primarului privitor la măsurile care au fost luate pentru rezolvarea problemei. În ședința ordinară din 26 noiembrie aducem la cunoștință o situație creată în urma lucrărilor pentru gazul metan la Gâștești. Între timp fiind precipitații, situația s-a agravat. Sunt drumuri nepracticabile și vreau să vă întreb dacă ați luat legătura cu constructorul ca să remedieze problema. Edilul municipiului a spus că în cursul zilei de luni, împreună cu viceprimarul, au fost la fața locului și au verificat toate străzile unde au fost făcute lucrări pentru extinderea rețelelor de gaz. Reprezentanții primăriei au cerut constructorului să repare drumurile stricate, conform obligațiilor contractuale. Vă pot informa că dimineață am fost cu constructor împreună, cu domnul viceprimar și domnul Perțu, reprezentantul de la compartimentul de investiții. Am fost în zonă, am fost, cred că, pe fiecare stradă din Gâștești și am văzut cum stau lucrurile. Este tragic ce este acolo. Oamenii sunt îndreptățiți să fie furioși. Marius Pintilie a mai spus că a solicitat poliției locale să verifice și să prezinte de urgență un raport privitor la cum au fost făcute lucrările de extindere a rețelelor de gaz. Edilul a explicat că pământul rezultat în urma săpăturilor a fost împrăștiat pe stradă, iar acesta s-a topit în urma precipitațiilor, iar gropile nu au fost acoperite așa cum trebuie. Am dispus și către poliția locală să analizeze faptul dacă acolo se construiește conform regulilor în vigoare privind construcțiile sau nu. Constructorul deja a redirecționat acolo niște salariați să încerce cumva să remedieze ceea ce se poate remedia. Din păcate, lucrările nu sunt făcute din punctul meu de vedere, dar eu nu sunt specialist în construcții, cum trebuie acolo. Pământul ăla care trebuia luat sau care s-a scos din groapă trebuia bătut foarte bine și trebuia îndepărtat surplusul. Completarea trebuia să facă cu materiale corespunzătoare. Nu s-a făcut treaba asta. O să primesc un raport din partea celor de la Poliția Locală. O să vi-l aduc la cunoștință. Menționăm că postul local de televiziune BIT TV a primit și alte reclamații de la locuitorii din suburbia Gâștești privind starea impracticabilă a străzilor. Ei au solicitat intervenția imediată a autorităților locale. De marți, 15 decembrie, Primăria Municipiului Pașcani primește cereri pentru eliberarea tichetelor sociale acordate cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Beneficiarii sunt familiile sau persoanele singure care au venituri de până la 800 de lei de membru de familie. Anul acesta, administrația locală oferă 612 tichete, a câte 100 de lei fiecare. Subiectul a fost discutat în ședința Consiliului Local de luni, 14 decembrie. Fostul edil, consilierul local Dumitru Pantazi, a cerut explicații primarului Marius Pintilie privitor la rectificarea bugetară propusă spre aprobare. El a întrebat dacă din banii alocați pentru ajutoarele sociale au fost prevăzute sumele necesare pentru tichetele cadou de Crăciun. La capitolul 68, asistență socială, sunt prevăzute aici 126.000 pentru salarizare și 300.000 de lei pentru ajutoare sociale în numerar. Întrebarea mea este, în aceste 300.000 de lei sunt prevăzute și ajutoarele, bonurile sociale care sunt
dădeau la sărbătorile de iarnă și la sărbătorile pascale? Administratorul public a explicat că în acest an vor fi împărțite etichetele rămase de la Paști și că nu au mai fost alocați alți bani. Nu sunt prevăzuți acei bani pentru să nu mai salariile pentru persoanele cu handicap, și salarii pentru însoțitori persoane de handicap, iar bonurile, etichetele sociale, a făcut astăzi un anunț că denunță pe mercei au rămas de la Crăciun, domnul Mare, de la Crăciun, de la Paști. Au rămas 612 bonuri pe care le vom distribui cu ocazia Crăciunului. Sunt suficiente 600? La Paști ați avut 625. Același număr. Același număr. Bine, o să vedeți. Cât, deci de mâine se primesc cele la primărie, o să vedem. În dosarul care poate fi depus la primărie în intervalul orar 9-13 trebuie să fie următoarele documente: actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei, copie Xerox după hotărârea judecătorească de divorț, hotărârea de plasament familial, de adopție sau de tutelă după caz, adeverințe de salariat, cupon de pensie sau de indemnizație, șomaj, creșterea copilului sau altele și alte surse de venit, orice alt document justificativ. Pășcănenii trebuie să știe că evaluarea solicitărilor se face prin anchetă socială, iar modelul de cerere se găsește la ghișeul unic al primăriei Pașcani. Menționăm că administrația locală a dat comandă în acest an de peste 1200 de etichete, 625 dintre ele fiind împărțite cu ocazia sărbătorilor pascale. Cei care iubesc dulciurile și vinurile de peste Prut au de sâmbătă o locație specială în municipiul Pașcani, de unde le pot cumpăra. Pe strada Moldovei, în locația fostei bănci Bank Post, s-a deschis Dulcinela, o cofetărie cu bunătăți cu specific moldovenesc, a cărei imagine este chiar îndrăgitul artist Ion Paladi. Cântărețul de muzică populară a fost prezent la deschidere, iar zeci de oameni l-au așteptat în fața magazinului. Ne deschidem în Dulcinela la Pașcani, mulțumim dragi pășcăneni că sunteți alături de noi, sănătate vă dorim și o să încercăm să vă facem ziua un pic mai dulce și viața un pic mai dulce. Hai să deschidem magazinul Dulcinela de la Pașcani. Ion Paladi le-a vorbit pășcănenilor și a precizat că își dorește să facă unirea cu ceva dulce între România și Republica Moldova, prin magazinul deschis la Pașcani, dar și prin celelalte din țară, unele deja deschise, altele care urmează să fie inaugurate. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit la deschiderea magazinului nostru Dulcinela, un brand foarte cunoscut în Republica Moldova, care are 30 de magazine în Republica Moldova. Anul trecut am deschis primele 5 în România, 3 la Bacău, 1 la Piatra Neamț și 1 la Târgu Neamț. Două zile în urmă am deschis la Iași, cer scuze. Dar cum v-ați gândit la azi deschidem la Pașcani, 7 la Botoșani, pe urmă 23 Suceava, urmează Roma, Bârlatul, toată Moldova, așa. Facem unirea prin dulciurile. Pășcănenii s-au îmbuzit pentru a cumpăra prăjiturile recomandate de Ion Paladi. În cofetărie sunt și vinuri moldovenești, miere sau bomboane Bucuria, dar și dulciuri rovegane. Vor găsi, în primul rând, noi avem o serie de autor, torturi de autor, se sunt rețete gândite de cofetarele noștri, avem torturi, avem biscuiți, avem prăjituri, avem bomboane, avem vinurile noastre din Republica Moldova, cele mai cunoscute branduri de vinuri, avem torturi și prăjituri de post, avem frigiderul cu vegane pentru cei care sunt vegani și rovegani, avem fără zahăr pentru cei care, de mă rog, suferă de... Și, eu știu, avem mere, la fel care din Basarabia. Am încercat să ducem ce avem noi bun în Republica Moldova pentru pășcăneni. Iar Pașcani este un oraș minunat, un oraș frumos, un oraș mare din zona Moldovii, un oraș unde am cântat de fiecare dată pentru un public minunat, atât la petreceri private, cât și la spectacole. Și nu puteam să nu deschidem și la Pașcani un magazin Dulcinela pentru scumpii mei pășcăneni. Lanțul de magazine este fondat de soții Pojoga, Nicolae și Cătălina. Investiția de la Pașcani se ridică la circa 70.000 de euro și câteva locuri de muncă create pentru localnici. Este, cu Doamne ajută, al 7-lea magazin din Moldova, Moldova românească, așa? Că pe lângă aceste 7 avem încă 30 în Republica Moldova, așa? Și urmează a fi încă 3.
așa? Urmează până, până la sfârșitul decembrie, da. Urmează Botoșani, urmează Suceava și urmează în Iași, încă un magazin. Este în magazinul cu numărul 7, e cifră frumoasă, sperăm să fie cu Doamne ajută. O investiție de-a noastră se cifrează circa la în jur de 70-80 de mii de euro. Da. Numărul de angajați? Numărul de angajați avem, deci, dacă vorbim doar de acest punct, deci sunt două fete care vor lucra ca vânzătoare, dar posibil în dependență, o să vedem în dependență, dinamica vânzărilor poate să fie 4, pur mai avem persoane care se ocupă de ordine curățenie, pur mai avem manageri regionali care supraveghează, așa. Deci noi, dacă noi la spațiu de producere, la fabrică, am combinat, am adus și lucrători din Republica Moldova pentru a transmite experiență și rețetele. La vânzări sunt doar fete de localnici. Produsele sunt făcute într-un laborator din Târgu Neamț, unde lucrează și angajați cu experiență din Republica Moldova. De unde v-a venit ideea de a deschide la Pașcani? Din planul de deschidere și din strategia de deschidere, care trebuie să acoperim toată Moldova. Așa, și Pașcani este un oraș important în această zonă. Și numai decât că trebuie să fim și aici. Prăjiturile, torturile le faceți aici sau sunt aduse din Republica Moldova? Este laborator aici? Nu, este laborator în România, în Târgu Neamț. Avem un laborator mare de 1000 de metri pătrați, unde tot se produce centralizat, așa, și de acolo se distribuie în fiecare punct. Deci, pentru a putea în acest fel să controlăm procesul și rețetele noastre unicale, dacă putem să le spunem așa. Că ele sunt un pic. Să ne spuneți un pic despre rețete. Sunt rețete tradiționale? Da, deci noi avem rețetele clasice, cum e Napoleonul Kiev sau așa, avem tradiționale, cum e smântânelul, de exemplu, sau medovicul cu miere, dar avem și linia de autor, unde sunt rețetele noastre adulcinelei, sunt ceva mai deosebit și cred că mai important pentru noi, că sunt ale noastre, unde intră în linia de autor, intră Constantin, Ion, Mihai, sunt cu nume, da, Maria, Magdalena avem. Și plus linia de corturi. Așa, da, linia și verde, linia verde, da. E o noutate, cred că și pentru voi, linia verde, Verde Market e în congelator. Avem produse vegane și rovegane, care sunt fără zahăr, fără gluten, fără lactoză. În luna decembrie, pe lângă cel din Pașcani, vor fi deschise încă 4 ateliere de cofetărie artizanală în Iași, Botoșani și Suceava. Sărbătorile de iarnă ne vor prinde tot în stare de alertă după decizia autorităților. De luni, potrivit unei hotărâri de guvern publicate în Monitorul Oficial, restricțiile au fost prelungite pentru încă 30 de zile. Propunerea este de prelungire a stării de alertă pe încă 30 de zile, păstrând măsurile existente actualmente, deci la acest moment, adăugând o singură măsură, și anume organizarea și desfășurarea activității operatorilor de transport pe cablu care deservesc pârtile de schi se realizează în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Având în vedere perioada plină de tradiții pe care o traversăm, Raed Arafat a făcut câteva precizări despre acestea. În ceea ce privește colindatul, el recomandă evitarea mersului din casă în casă, care poate crește riscul de infectare. Evitați acest lucru, chiar dacă e o tradiție și o înțeleg perfect și o înțelegem cu toți perfect, dar mersul din casă în casă, intratul în mai multe case deodată, în aceeași zi și te duci și te întâlnești cu cineva, mai stai un pic, mai scoți masca în casă, mai ieși, mai te duci la altcineva, riscul de infecție crește foarte mult și pentru cei la care ai mers tu și pentru tine care ai intrat în mai multe case. Nici noaptea dintre ani nu va mai fi plină de veselie și petreceri ca până acum. Adunările sunt interzise, iar circulația pe timpul nopții este restricționată, fiind doar câteva motive esențiale pentru care putem ieși din case și doar cu declarație. Și asta înseamnă că la 12 noaptea, noaptea de Revelion, românii vor fi nevoiți să stea în case, fiecare la casa lui. Sau în apropiere de casa lui, adică afara de casa lui. Dar, adică, cum am zis, nu vor fi festivități cum au fost în alți ani, în centru sau cu sute de oameni care să se întâlnească
pentru acest moment și sper că populația să înțeleagă, chiar dacă sunt convins că o să fie comentarii în acest sens, să înțeleagă că acest lucru are importanță în prevenirea răspândirii acestui virus, în speranță că asta va fi singura dată care vom face nea așa ceva și că la anul totul să se întoarcă cât mai aproape de normalitate. Când, adică dacă ies românii în fața blocului sau pe strada pe care locuiesc și se întâlnesc cu vecinii, nu ar fi neapărat o problemă sau o încălcare deci, a încă o dată, știți, putem să punem foarte multe ipoteze aici. Regulile sunt clare. Regulile sunt făcute ca să diminueze contactul. Cei care nu respectă și cei care vor ieși, cei care vor intra în contact cu mai multe persoane, cum am zis înainte, se pun pe ei în pericol și pe membrii familiilor lor în pericol. Așa că recomandarea este să se evite aceste acțiuni. Menționăm că din 14 mai, de când s-a ieșit din starea de urgență, s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României. La fiecare 30 de zile, autoritățile au prelungit prin hotărâri starea de alertă. O nouă dispută între consilierii din opoziție și cei de la putere din legislativul pășcănean. În ședința care a avut loc luni 14 decembrie, era programată depunerea jurământului de către cei doi consilieri supleanți de pe listele PNL Pașcani. Ei urmau să ocupe locurile rămase libere în urma demisiilor consilierului primarului și administratorului public. Ordinea de zi nu a fost aprobată după ce consilierii PSD au atras atenția că nu a fost respectată procedura pentru vacantarea celor două mandate. Mai exact, consilierul Mihai Dediu a arătat că, deși instanța a validat cele două mandate, posturile nu au fost vacantate prin hotărârea Consiliului Local sau ordin al prefectului. El a acuzat secretarul primăriei că s-a grăbit să înainteze documentația de validare la judecătoria Pașcani, fără să aibă documentul invocat. Domnule primar, vreau să vă aduc la cunoștință înainte de a începe ședința câteva aspecte juridice care ne-ar împiedica să ne desfășurăm activitatea în condiții normale. Să nu înțelegeți că am vreo problemă cu depunerea jurământului de către cei doi consilieri, dar lucrurile nu s-au făcut în deplină legalitate. Conform dispozițiilor articolului 204 alineatele 6 și 7, dumneavoastră ați prezentat într-adevăr în ședința de luna trecută referatul semnat de dumneavoastră, de doamna secretar general al OAT-ului, prin care ne-ați adus la cunoștință că există doi colegi demisionari. Dar articolul secretariatul nu a așteptat să treacă cele 30 de zile, cum spune la articolul 204 aliniatul 6. S-a comportat sub împiederea articolului 119, adică în perioada de constituire a Consiliului Local. Aici sunt două etape. Perioada de constituire a Consiliului Local, când a venit domnul prefect, ne-am depus jurământul, a constatat că sunt două mandate vacantate, a constatat vacantarea lor, a lui domnul Năcuță și a lui domnul Axinte, a dat ordin de eliberare a celor două locuri în Consiliul Local și au fost validați doi supleanți. În momentul de față, noi avem o hotărâre prin care doi consilieri au fost validați ca fiind consilieri în Consiliul Local, dar nu avem constatate vacantarea posturilor. Pentru că vacantarea posturilor se face pe parcursul desfășurării activității Consiliului Local cu respectarea două dispoziții legale. În termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștință de către dumneavoastră, de către autoritatea deliberativă, adică Consiliul Local, iar legiuitorul a avut în calcul și dacă autoritatea deliberativă nu constată acest lucru în 30 de zile, prin ordin al prefectului, emis în baza sesizării făcute de secretariatul UAT, să constate el vacantarea celor două posturi și să înainteze ordinul prefectului instanței care validează cei doi consilieri. Dacă nu veți lua de această aducere la cunoștință, ne vom afla în situația când cei doi consilieri pot să depună jurământul, dar nu pot să voteze. În replică, atât președintele de ședință, consilierul Cătălin Conache, cât și primarul municipiului Marius Pintilie au acuzat consilierii social-democrați că tergiversează validarea celor doi consilieri locali, Monica Pleșcan și Mihai Vârlan. Mai mult, edilul municipiului a precizat că ar fi vorba de un șantaj din partea PSD, care ar putea duce până la urmă la dizolvarea Consiliului Local, dacă această situație va continua și în celelalte ședințe. Pintilie le-a cerut consilierilor PSD de să meargă pe calea justiției, nu să blocheze activitatea Consiliului Local. Vă dați seama că avem o hotărâre de judecătorească definitivă, care trebuie pusă în aplicare. De când se pune în aplicare? De momentul în care rămâne definitiv. Eu nu sunt jurist. Deci dacă dumneavoastră acum formulați prin o anumită cerere, noi o să vă răspundem
compartimentul de specialitate al primăriei, doamna secretar, o să vă răspundă la problema ridicată de dumneavoastră. Aveți tot dreptul să ridicați această problemă și noi o să vă răspundem. Cererea este formulată verbal, ședința de Consiliu Local este pornită, este consemnată în procesul verbal, deci veți primi un astfel de răspuns. Din punctul meu de vedere, de nejurist, da? Eu cred că ar trebui să mergem mai departe cu validarea consilierilor locali. Dacă dumneavoastră ulterior nu veți fi mulțumiți sau credeți că nu este în regulă sau nu este legal, iarăși aveți toate drepturile din lumea asta să faceți plângeri, cereri, sesizare, cum doriți dumneavoastră să o numiți. Ăsta este punctul meu de vedere. Aș dori să spun câteva lucruri apropo de ordinea de zi și ceea ce s-a întâmplat la acum o oră când am avut ședință. Deci eu zic că nu ați procedat corect, din punctul meu de vedere. Dacă dumneavoastră aveați o problemă cu validarea celor doi consilieri locali, puteați să faceți plângere la prefect după aia, să faceți ce doriți dumneavoastră, aveați posibilitatea asta, să faceți ce doriți dumneavoastră, ca să vedeți dacă procedurile au fost bune, n-au fost bune, nu știu, instanță, ce doriți, aveți dreptul să faceți tot felul de plângere. Dumneavoastră mergeți la șantaj. Și nu ne șantajați pe noi, pentru că noi avem tot ce ne trebuie acasă, dar șantajați buna funcționare a primăriei, apropo de votarea ordinei de zi. Și dacă dumneavoastră considerați că așa o să faceți în continuare, eu vă informez că de data asta, așa am crezut eu că este corect să cetez, să facem o ședință prin care să votăm aceste proiecte, pentru că este nevoie de aceste proiecte pentru buna funcționare a orașului, dar la următoarele ședințe, de fiecare dată când vom avea ședință, pe ordinea de zi va fi pus de mine validarea celor doi consilieri locali. După acest scandal, consilierul Sorin Olariu a cerut primarului să explice în ce a constat șantajul PSD. Edilul nu a dat un răspuns concret, dar a făcut apel la înțelegere și la respectarea votului pășcănenilor. Ați afirmat că sunteți șantajat. Nu știu, n-am văzut mai căutați pe Dex ce înseamnă șantajat, dar, de punctul de vedere, șantajul este o infracțiune. Puteți să ne spuneți și nouă, cineva șantajat, cineva forțat, cineva constrâns, cineva sau v-a cerut ceva, că în momentul când șantajezi și cer ceva, nu, v-a cerut cineva ceva, v-a șantajat, v-a constrâns cu ceva, pentru că, dar rugămintea mea este să consultați să-i Dex-ul, vedeți ce înseamnă șantajat și pe aia să mă răspundeți. Mulțumesc. Vreți să consult Dex-ul acum sau? Eu pot sta, dacă vreți să caut acum în text, să citesc definiția. Domnul Olariu, este clar că am avut o dispută, să zicem, politică pe subiectul ăsta. Dacă căutați în text, efectiv, sensul, n-are rost. Deci, eu cred că trebuie să facem tot posibilul să trecem peste sincopele astea, să funcționeze Consiliul Local. Și am avut votul de la cetățenii în proporția asta, mi se pare corect că trebuie să respectăm ceea ce au hotărât cetățenii. Pentru că aleșii PSD nu au votat ordinea de zi, ședința ordinară convocată luni nu a mai avut loc. În schimb, Gabriela Nedelcu, fostul viceprimar al municipiului, a solicitat convocarea unei alte ședințe de îndată pentru votarea celorlalte proiecte de pe ordinea de zi. Este vorba despre delegarea serviciului de desăpezire societății locale de salubritate și o serie de rectificări bugetare. Să convoace o ședință de îndată sau extraordinar pentru celelalte proiecte de ordine de zi, ca să poate fi votat. Când doriți? Când doriți? În jumătate de oră. Ședința de îndată a fost convocată după o pauză de circa o oră. Toate proiectele au fost votate, iar la final, primarul municipiului a propus convocarea unei alte ședințe pentru vacantarea posturilor lăsate libere de către cei doi consilieri care au demisionat. Altfel spus, primăria a recunoscut că a greșit, forțând validarea noilor aleși fără vacantarea posturilor. Stimați colegi consilieri, sunteți convocați în ședință de îndată. Acum la un sfert, vă pregătim imediat dispozițiile de convocare. Vă rog să rămâneți ca să votăm vacantarea posturilor pentru cei doi consilieri locali. Atât. Deocamdată rugămintea mea este, fac apel către dumneavoastră pentru bunul mers al Consiliului Local să votăm vacantarea celor două posturi pentru consilierii locali demisionare. Vă mulțumesc!
De această dată, toți consilierii au votat cele două proiecte, iar cei doi aleși de la PNL vor depune jurământul în viitoarea ședință. Conform unor surse neoficiale, în cursul zilei de marți, primarul ar urma să convoace din nou ședință ordinară, fără de care aleșii locali nu își pot încasa indemnizațiile pentru luna decembrie. Trofeul Festivalului de Folclor la Fântâna Dorului, cea de-a treia ediție organizată de Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din Pașcani, a fost câștigat de ansamblul Busuiocul de la Școala Gimnazială Hărmănești. Desemnarea câștigătorului s-a făcut online, într-o ediție fără precedent, la care au participat sute de copii. Ansamblul câștigător este coordonat de Oana Diaconu și instructorul Alexandru Jipa. Competiția s-a adresat elevilor din clasele 1 a 12-a, iar înscrierea și postarea clipurilor s-a făcut în perioada 4 noiembrie-4 decembrie. Timp de o lună, micii iubitori de tradiție au tot dansat și cântat pe grupul de Facebook al concursului. Juriul a fost format din profesori de muzică de la diferite licee din Pașcani și din împrejurimi. Bună ziua! Numele meu este Costel Lupei și sunt profesor de muzică ușoară la Clubul Copiilor din Pașcani. Am avut deosebită onoare de a face parte din echipa de jurizare a festivalului concurs la Fântâna Dorului, organizat de Liceul Economic Nicolae Iorga din Pașcani. Doresc pe această cale să felicit întreaga echipă organizatoare pentru buna desfășurare și organizarea acestui festival. De asemenea, doresc să felicit toți participanții la această frumoasă activitate și le doresc succes în continuare. Sărbători fericite tuturor! La a treia ediție, în condiții mai puțin obișnuite, dar care nu au constituit o piedică în calea organizării sale, Festivalul Concurs de Folclor la Fântâna Dorului a adunat și în acest an numeroși participanți, de la mic la mare, de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a. Astfel, acest festival nu doar a creat oportunități pentru manifestarea aptitudinilor artistice ale micuților iubitori de folclor, ca și ale celor mai mari, dar a creat și momente în care publicul telespectator să fie sensibilizat în ceea ce privește valorile folclorului românesc. Felicit organizatorii, Liceul Economic Nicolae Iorga din Pașcani, prin profesorii lui, oamenii nimoși, iubitori de folclor, de copii, de frumos, care realizează acest festival cu efect deosebit de important pentru toți participanții și pentru cei care îl urmărim. Săptămâna viitoare va avea loc premierea și toți participanții, circa 260, vor primi dulciuri, dar și diplome sau medalii după caz. Menționăm că festivalul concurs s-a desfășurat în perioada aprilie-decembrie 2020, a avut mai multe secțiuni și a fost finanțat prin apelul Start ONG de Kaufland România. Rezultatele pot fi consultate pe blogul concursului sau pe site bit.tv.info.
Marți, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil în zonele de deal și de munte, dar în zonele joase de relief, mai ales din estul și sudul țării. În regiunile intracarpatice, ceața se va semnala pe arii mai restrânse, cu precădere dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua, în sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 9 grade, iar cele minime între minus 6 și 4 grade. Mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 10 grade. În județul Iași, ziua de marți se anunță a fi cu nori pe cer și șanse slabe de precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor varia între 4 grade pe parcursul zilei și minus 1 noaptea și zilele următoare vor arăta la fel. Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Iată ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți. Berbec. Concentrează-te pe organismul tău deoarece riști să te îmbolnăvești. Trebuie să eviți aglomerația pentru că prevenția este mai importantă ca niciodată în acest context. Taur. Habar nu ai, dar vei primi în curând o declarație de dragoste. Este vorba despre un mesaj subtil de la cineva care te place de mult timp. Gemeni, este momentul ideal pentru a arăta ceea ce îți dorești să construiești cu adevărat, pe plan profesional. Prudență pentru că ești atent monitorizat de superiorii de la serviciu. Rac, în acest moment ar trebui să-ți organizezi echipa și să identifici punctele forte, dar și slabe ale fiecărui membru. Doar așa vei reuși să-ți dezvolți afacerea. Leu, relația ta este solidă, așa că ar trebui să te bucuri de moment și să-ți iei un angajament față de persoana iubită. Fecioară, când cineva te provoacă, alege să ignori și să nu pui la suflet insultele. Nu îți încărca sufletul cu ură și dispreț, mai ales în preajma sărbătorilor. Balanță, nu este nimic mai atrăgător decât o persoană hotărâtă, determinată și puternică. Fii autentic și vei avea mulți oameni de calitate lângă tine. Scorpion, oamenii falși îți pot aduce multă suferință și dezamăgiri. Fii conștient de acest lucru și înconjoară-te de persoane sincere și onorabile. Săgetător, mare grijă în privința sănătății în această zi. Ai imunitatea scăzută și ar trebui să-ți faci o programare la medic cât mai repede. Capricorn, nu confunda o pasiune apărută recent cu dragostea. De cele mai multe ori, relațiile bazate doar pe atracție nu au un final fericit. Vărsător, fii atent la modul în care te prezinți în fața șefilor. O atitudine zeflemitoare poate genera conflicte și chiar nu e momentul să-ți pierzi slujba. Pești, trebuie să scapi de dependențele tale și să te gândești la o schimbare radicală. Ești într-o perioadă de tranziție în care trebuie să te înțelegi pe tine însuți. Ține de mine să fie bine și ei să aibă un viitor strălucit. Ține de mine să fie bine și să-i protejez pe ai mei. Ține de fiecare dintre noi să alegem viitorul României. Pe 6 decembrie mergem să votăm în siguranță. Folosim masca, păstrăm distanța și ne dezinfectăm înainte și după exercitarea votului la alegerile parlamentare. Democrația ține de noi. Ține de noi să fie bine. Campanie de informare susținută de Guvernul României.